Serviciului de Investigații Criminale Brașov. Coordonarea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, împreună cu polițiști din Chiona, au efectuat 16 percheziții domiciliare pe raza județului Brașov și au pus în aplicare 13 mandate de aducere. Perchezițiile au avut loc la locuințele unor persoane bănuite că începând cu anul 2017 și până în prezent, ar fi săvârșit furturi de biciclete cu valoare foarte mare de pe raza teritorială a orașului Chion, Germania, pe care le dezmembrau și le trimiteau în România, iar ulterior le reasamblau și le comercializau. Valoarea prejudiciului este de aproximativ 120.000 de euro. În urma perchezițiilor au fost identificate și ridicate 55 de biciclete, iar un număr de 8 persoane suspecte au fost conduse la audieri, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsuri legale prin unitatea de parchet competentă.